apropierea sărbătorilor de iarnă, elevii Liceului Tehnologic Axiopolis din Cernavod au pregătit un spectacol caritabil organizat împreună cu cadrele didactice. Această acțiune a avut ca scop strângerea de fonduri pentru copiii nevoiași din localitate. Au pregătit cântece, dansuri, avem și invitat special ansamblul Mugurelul de la Casa de Cultură, au și o scenetă cu tentă de Crăciun, da? Cu tentă religioasă. Pentru ca momentele artistice să fie reușite, elevii s-au pregătit cu câteva săptămâni înainte. Colindele tradiționale de Crăciun, dar și scenetele au făcut deliciul colegilor prezenți în sala de spectacol, care și-au răsplătit colegii cu ropote de aplauze. Ideea pornind de la copiii nevoiași, fiind Crăciunul fiind o sărbătoare în numele lui Isus, atunci am zis, hai să facem ceva de genul, să pornim și să facem o cale care să arate lumică și copiii liceului pot face ceva bun. Spectacolele caritabile au devenit deja o tradiție pentru elevii Liceului Tehnologic Axiopolis, care în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, își amintesc de semenilor aflați în nevoie și strâng fonduri pentru ajutorarea familiilor nevoiașe.